E tricep, sus! Astăzi o să facem un antrenament de intensitate ridicată, umeri, 5 la umeri, 4 la triceps. Aflăm secretele unui culturist IFBB Pro, așa că un profesionist o să ne antreneze și o să vedem cum se antrează el. Lasă că mai dăm hanoracul când Ok, deci prima serie e military press, din câte am înțeles și trebuie să mă încălzesc, primele serii sunt de încălzire. Astea au rol premergător ca să nu mă accidentez formă mai târziu, nu? Da. Așteptăm. Bum. Să vezi dacă e forma corectă. E forma foarte corectă. Eu le opresc puțin cotul flexat aici, vezi? Nu pot, de la cot, știi? Mamă, ce tanchi omul meu! Easy! Easy! Și ca idee, acum a făcut cu 36 de kilograme. Deci 36 de kilograme la military press și el azi că se încălzește. Lata, lata. Prima serie, lucrătoare gel. Ia mâine, ia mâine. Ai văzut că de multe ori oamenii care nu se încălzesc se accidentează. Tu te-ai accidentat? Mulțumesc lui Dumnezeu, nu m-am accidentat niciodată. Am doar o problemă cu un cot, mă doare. Încerc să o rezolv, merg la un kinetoterapeut foarte bun de Jeneaș. Momentan ar trebui puțin repaus, însă nu pot să fac. Dar mă doare doar la anumite exerciții. O să vezi ce l-am prins aici. Deci ultima parte a mișcării. Știi? Aici nu pot să îndrept. Deci practic aici, când încerci să faci așa, nu... Asta nu pot să fac cu 2 kg, nu pot. Exercițiul ăsta. Cum te-ai accidentat, gen? Dar nu m-am accidentat. M-a început să mă doară, da, inflamație. Mamă, am înțeles, da. Nu ești la drosul. Băi, este un băiat aici în Iași, da? Cam la fel de bun. Și îmi place că e brotherhood-ul ăsta puternic, în care sunt ajutat să iau și gandrele. Gata. Top. Hai, suntem. Stați la mine. Hai, cadou. Una. Hai, cadou. Hai. Eram tare curios să aflu. Cum se antrează profesioniștii? O singură serie dusă la epuizare totală? Da, și încă o serie puțin mai ușoară, mai multe repetări, tot la epuizare, dar un pic control mai mare, știi? Full range of motion, toate că aici nu prea pot. Păi știi că e chestia asta cu Mike Mentzer pe internet, care spune să nu te antrenezi mult. Bro, nu știu câți culturiști în România reușesc să duc un antrenament, la sfârșitul antrenamentului să fie chiar epuizați. Adică ei își fac probleme că fac prea multe serii, dar nici că fac degeaba. Nu, eu cred că maxim 2 serii de lucru poți face pe fiecare exercițiu, o serie foarte tare și o serie puțin mai low. Dar seria aia, dacă ți-ar pune cineva un pistol la cap, s-ar pune să mai împingi odată, să nu mai poți. Ok, ca atunci practic stimulezi maxim mușchiul să și niciodată lucrezi. Prima repetare nu are cum să arate ca ultima. Da, pe internet e frumos, dar în sală e mai frumos. Seria în care lucrează foarte mult pe controlat. Uitați-vă cât de mult controlează repetarea. Și omul face asta cu 40, ca idee. Cu 40. Ceea ce e insane, adică eu abia mă chinui cu 32, dar îl face cu 40, super tare. Bun, asta e seria mea, cu greutatea mai ușoară și mai controlată. Să vedem dacă fac bine, da? Controlez. Aici? Treci. Pauză pe treci, nu? Ce mă destabilizez. Și cât de explosiv din poți, nu? Adică să fii cât de tare. Vedere. Sus. Hai. Sus. Hai,
Hai, mamă, mă rup! Deja e pus efort mare la prima serie grea. Clar nu mai merge acum mai mult. A doua nu mai e la fel de eficient ca prima. Deci de-aia trebuie să storci maxim din prima, nu? Storci maxim la prima și la a doua. Știi că mereu m-am gândit la asta, am observat că cu atât mai multe serii faci, cu atât deja parcă de fapt nu mai lucrezi. Adică... Da, dar nu pot, pentru că ca să crești hipertrofie musculară și mușcu, crește atunci când nu se pune unui stimul, forță mecanică, da? În marea majoritate a lui, da? Da, corect. Bun. Dacă tu la fiecare antrenament nu aduci un stimul destul de mare ca mușchiul ăla să spună, băi, pentru antrenamentul viitor trebuie să mă refac, să cresc, ca să duc, că ăsta îmi dă. Dacă tu o lași liniar așa, oricum, ceva, dacă mănânci sănătos, te antrenezi, că decât oricum o să ai rezultate. Dar acum noi vorbim de perfecțiune, da. Adică să crești, să arăți bine rău de tot. Chiar să crești. Deci creșteți greutățile și faceți antrenamentele din ce în ce mai intense. Corect, și corect. Da, absolut, cred că forma e cea mai importantă. Da. Nu... Don't miss out. Adică eu am ajuns să pun niște greutăți după mulți ani. Încerc să pun, să pun când chiar am... La 50. Da. Deci până la 50 e cale lungă, băieți. Hai să vedem următorul exercițiu. Vom trece la zona mediană. Cel mai bun exercițiu din punctul meu de vedere. Ridicări laterale cu ganterele. Ok. 3 serii premergătoare. Prima și a doua serie între 10-12 repetări. A treia serie doar 5-6 repetări. Să ne obișnuim cu greutatea. Prima serie grea de lucru până în 8 repetări, adică la 8-a repetare să nu mai meargă, să mai ridici brațul deloc. Iar următoarea serie puțin mai ușoară până în 12 repetări. Foarte mare grijă aici, ridicăm din cot, nu din încheietură. Ok, deci intenția să fie să ridici cotul, nu... Da, îți imaginezi o explicație care mi-a dat-o mie cineva foarte bine, că ai două bidoane pline cu apă, le ții și trebuie să ridici să nu curgă nicio picătură. Asta la gantele mai mici. Asta o știu așa, de la legendele culturismului. Da, la mine o să curgă mai multe picături la seria grea, dar nu-i problemă. Da, cred că merge mai mult. Asta e premergătoare oricum, nu? Doar 5, 4, 5, atât. Merge! Merge! Astăzi mai dau un vestie. Următorul exercițiu, la fel, un exercițiu de împins. Aș fi preferat o presă pe cabluri, să fiu foarte sincer, să avem tensiune continuă dacă acolo am făcut la liber, însă este această presă, dar datorită faptului, asta din spatele tău, care asta? Da. Datorită faptului că suntem puternic dezvoltați, greutatea este cam mică și așa suntem nevoiți. O să punem greutatea unui porc aici. Unui porc bine crescut. O să încerc eu să mă țin după ei. Pentru tine punem un berbecuț. Încercăm să facem acum câte repetări? La fel. A, ok, deci tot două fidere? Două fidere și două grele. A, ok. Deci practic cam ăsta e secretul, băieți. Da, mai sunt și tehnici de intensitate. Cluster, drop set, pose rest. Dar nu le avem momentan în antrenament. Am înțeles. Da. Am înțeles. Tu te antrenezi și cu dropset-uri, cu din astea superset-uri? Crossfit cazul, da. Momentan funcționează așa. Pentru că am avut o pauză de 3 luni, care am făcut detox, un pic greutăți mai mici. Iar acum am o lună și ceva de când am început cu antrenorul ăsta nou, cu Patrick. Și n-ai cum să începi de la ceva liniar și ușurel să te arunci cu 10 tehnici de intensitate pe antrenament. O ținem așa o perioadă și când o să fie nevoie de evoluție mai mult, mai adăugăm. Bro, dar ești mare rău de tot. Eu mi-amintesc când era în București și mi-amintesc cum era atunci și acum e o diferență foarte mare. Adică acum chiar ești mare rău. Am 120, da. Dar n-am fost niciodată în calitatea asta. Gen, pare, ai 120 de kg, ceea ce e insane. Dar uitați-vă și voi că el încă e foarte definit, adică cumva e calitate, se vede că e masă musculară, știi? Bravo! Asta facem la urmă. Nu e un lucru. Da, da, nu e un lucru pe care mulți sportivi poate să-l facă.
Mamă, ce tank! Sus, mă! Sus, mă! Deci puțin cu fundul în față, pentru că biomecanica aparatului o să-ți tragă umărul în spate. Având fundul puțin în față, îți permite să faci să se retractează scapulară în față, știi? Aici. Dacă te duci în spate, uite. Da, asta e în rotație internă. Da. Foarte greu să ai atâta mobilitate, să duci coatele. Dacă erau puțin mai inteligenți, făceau banca asta reglabilă și o dădeai cam 10-15 grade și era perfect. Da? Eu zic că faci. Cum? E ok. Hai, sus! O lași prea jos. Un pic mai... Hai! 3 4 5 Pleca așa aparatul. Cât de răs dau? 6-8. Mamă, ce arde. E din încălzire. Asta e din încălzire? Da. A. Gata, așa zic. Gata. Consumi energie pe care poți. Păi oricum am consumat. Am dat deja. 100 și 100. Bine, o să fac cu ajutorul lui. Lejer. Mă supraveghează el. Și acum am bagă din aia. Cu asta e seria premergătoare. Nu mai, nu. De... Doar că o să mă leg la coate. Mă duc să-mi aduc fașele, mă leg la coate. Ca să fie totul bine și dăm. Ai jos? Nu, mă... A, ok. Hai să vedem. Flașii, da? Da. Două. Trei. Da, forță, da? Jos! Jos! Singur, da? Singur. Bun. Hai încă două. Și picioare, și din picioare, din tot corpul. Hai, hai. Hai, merge. Merge. Hai încă două cu mine. Hai, tu. Încă una. Tare. Acum, tu. Hai, lasă ușor. Hai. Sus. Doi, merge, singur. Trei, hai, bro. Sus. Patru, merge, bravo. Hai, concentrați. Sus. Hai. Hai, mă. Sus, hai, încă două. Hai. Tare din lume, tare! Hai, acum. Hai, scoate tot de acum. Sus. Hai, tu! Bun! Bravo! Am văzut tale albe așa! Văruțu! Care sunt diferențele dintre antrenori? Că eu știu că voi profesioniști aveți antrenori. Da. Și care sunt marile diferențe sau abordări pe care le-ai văzut? La primul nivel, când mi-am luat un antrenor, l-am luat pe Dan Cristian. Ok. Atunci fiind la nivelul acela, mi s-a părut wow. Adică cam atunci am învățat eu ce înseamnă culturismul. Ok. Asta mai ordonat așa. Și da, contează foarte mult. În primul rând contează și protocolul de off-season, dar și foarte mult protocolul de pregătire de concurs. Adică trebuie un ochi să te vadă mereu. Adică dacă pe off-season spui că băi, mă mai descurc cu toate, că din punctul meu de vedere off-season este la fel de important ca și pregătirea, atunci pe pregătire chiar un antrenor bun poate să facă diferența, mai ales pe final, știi? Că se caută volum, densitate, să fii plin, să fii și definit și așa. Și singur, din dorința de a face prea mult, oarecum faci prea mult, știi? Am înțeles. Sau faci ce nu trebuie. Dar da, se văd diferențele, mai ales acum că am trecut de la antrenorii români la Patrick, care e unul dintre cei mai buni din lume, cred că în top 3, sigur. Tăticul lor, gen. Da, nu că... Și că cei cu care am lucrat oarecum imitau protocoalele lui, acum mai cu totul altceva. Adică
și corpul reacționează foarte bine, nu pun deloc grăsimi, forța crește de la o săptămână la alta, recuperare și așa mai departe. Am înțeles. Da. Deci, practic, astea sunt diferențele. Protocoalele. Da. Protocoalele și la un nivel mult mai mare se pune mult accent. Bine, niciun antrenor nu mi-a spus până acum, du-te, stai prin cluburi, toate când am făcut, dar la un nivel, cu cât ești mai sus, cu atât îți pune accent foarte mult pe seriozitate. Adică n-am avut un cheat de două luni și ceva, pe off-season. Wow. Wow. Dacă alegi să faci asta, alegi să faci 100%. 100% de afară. Da. Așa cum o să fim și cu următorul exercițiu care este? Următorul exercițiu, ridicare laterale la aparat. Aici dăm direct două serii grele. Deja suntem încălziți, cred că suntem super încălziți. Direct două serii grele până la epuizare, câte merg. Ok. Noi aici nu putem să alegem o greutate, asta e maxim. Nu mă duci la... Normal trebuie între 7-8 repetări, a 8-a să dai fail pe faza concentrică, dar nu... Nu merge. Ar trebui, da, mai un pic mai mult. Dar e ok și așa. Ok, hai să vedem. Am dat la ridicări cu gantele, știi, până la... Vezi cum e făcut aparatul, dacă te duci aici, ar intra foarte mult trapezul. Tragi cu pieptul de aici. De asta nu mă duc cu pieptul. Divers pe deck pentru deltoid de posterior. Asta e partea din spate a omorului. E simplu, aici trebuie un pic banca mai jos, cotul și cu încheietura și cu deltoidul posterior se vine cam pe aceeași linie, aproximativ, știi? Dăm punctul puțin mai în spate, ca să vină pieptul preparat. Dragi. Eu nu prea fac umăr posterior în calistenice, pentru că intră la tracțiuni și cât intră acolo, puțin la anumite exerciții, dar în general nu sunt obișnuit cu mișcarea asta absolut deloc, deci s-ar putea să fie foarte slab. Prea mult trap, nu pot puțin mai spate. Aici? Atât. Ok, asta e forma corectă, băieți. Știi cum simt că lucrez un mușchi de ăsta, mi-e greu. Hai să dăm un 89 puternic, ia vedeți, forma perfectă. Uitați câtă bucată are aici. Să fie reclamă sau ceva, gen chiar nu facem reclamă, dar știu că aveai o linie de haine, chiar eram curios să te întreb mai multe despre linia asta, că n-am încercat niciodată pe mine sau cea de la tine, zic sincer. Chiar sunt mega curios, cum ți-a venit ideea sau ce te-a făcut să începi o linie de haine, că pe clothing mi se pare destul de greu, știi? Da, e destul de greu. Bă, ideea a venit dintr-o necesitate, sincer să spun. Nu prea găseam în România haine de astea oversize, exact cum îmi plac mie, și am zis ce ar fi să mă ocup eu. Am încercat odată, din lipsa experienței și așa, nu am găsit nici oamenii potriviți să lucrez. M-am oprit pentru că nu era calitatea care îmi convenea mie, nu puteam să mă ocup, iar acum am zis iar, hai să începem. M-am asociat cu niște oameni ok, de calitate, și acum chiar îmi plac, le recomand, le pot recomanda și... Deci din necesitate. Consider că a fi un campion trebuie să fii din toate punctele de vedere. Și profesional, și financiar, și familie. Cu toate că tu când urmărești un sportiv, nu-l urmărești. Îl urmărești pentru talentul lui în sport. Da, da, corect. Vorbind de inspirație și când vezi un om că le are pe toate așa, e mult mai bine și trebuie să vină de la tine. Adică să te dezvolți pe toate laturile. Mamă, ce inspirational. Chiar e adevărat și eu sunt la fel, de acord că trebuie să fii bun în mai multe laturi. Da, adică degeaba ești locul 1 sau locul 2 pe țară și ai alte lipsuri care te trag. Sincer să fiu, nu prea, adică nu sunt în măsură. Forma mea perfectă, am adaptat-o, v-am spus că am o durere în cot. Indicațiile kinetoterapeutului meu. Mi-a spus să fac mișcarea în așa fel încât să evit cât pe cât de mult posibil durerea. Chiar sunt curios, cum arată?
Nu știu dacă arată bine, rău, dar mai ales l-a împins la extensii cu bara. Nu prea reușesc să țin negativul, știi? Pentru că dacă țin negativul, sunt foarte mari presiuni. Da, și dau drumul la brațe mai brusc, flexăm picioare, coatele nemișcate, împindem. Mamă, ia vedeți potcoava, mama mea! Băi, așa tank, s-a terminat. Aici încercăm extensii, da? Antebrațul. Mergem jos, fără să mișcăm foarte mult coatele. E mare, e rău, dă tot. Tac. Așa? Bine, Petriceps. Așa? E bine, da. Frumos. Oare cum ți-ar sta cu vreo 40 kg în plus? E ai formă faină. Maxim pentru hipertrofie. Știu. Ajunge aici, nu ne mai ducem cu multe repetări ca să ne păstrăm energia pentru seria mai grea. Bun. Vorbeam cu George de chestia asta, de a sta focusat mereu, să e foarte important să stai focusat pe treaba ta. Și mi se pare foarte important că dacă vrei să ai rezultate excepționale, pe orice, nu contează, nu numai de pe sport, trebuie să fii tunnel vision. Și dacă eu mă gândesc așa, mă, dacă ar fi tinerii, adică care se uită la videoclipul ăsta și în general tinerii, dacă ar fi așa tunnel vision pe un anumit lucru, mi se pare că am fi mult mai dezvoltați pe orice plan, știi? Adică un tânăr să fie pe inginerie, unul să fie polițist, altul, dar să fie tunnel vision, adică cu adevărat să vrea să facă chestia aia, știi? Da. Mă trezesc, cardio, fac mesele, dorm o oră, mănânc, dorm o oră, mai mănânc două mese, vin la antrenament. Din acasă mănânc și mă culc. Mai mănânc 3 mese și mă culc. Deci efectiv robot. Bine, printre picături mai editez un vlog, mai un client, mai o haină. Na. Uh-huh. Da, trebuie să fii 100% dedicat în orice faci. Fie că faci o facultate, fie că faci o afacere, că orice faci. Pentru că vezi lumea zice, că ce greu e culturismul, dar cred că mergi și vorbim cu un cântăresc, de exemplu, care face la nivel destul de mare. Andra, cu Delia. Să-i întreb câte Crăciunuri au făcut fără familie sau așa, adică le-a mâncat pimpeco, sandwich-uri. În orice faci, trebuie să plătești ceva în schimb, ca să ajungi ce ai propus. Mamă, cu sfoara tot aparatul. S-a terminat. Doamne, uitați-vă la tricepsul ăla. Mamă, ce triceps, incredibil! Uite cum se uită băiețelul de spate, e șocat. Îmi place cum se uită băiețelul de spate, e șocat, știi? Asta e deci, la triceps când ajung la serii. Deci acum te doare, practic îți dai greutate mare și am înțeles. Bă, o să încerc și eu. Pe negativ. Pe partea asta când vii. Apoi aici e tensiunea, nu? De fapt. Nu, când o las, pe negativ. Da, tensiunea aia. Da. Cu tot aparatul. Nu știi ce puteri trebuie pe trică să te faci face el? Foarte mult ai împins la el. Wow! Da! Wow! Noi la fel, noi la fiecare antrenament la febră. Ah, da! Da, da! Da, da, da! Măi, păi mâine cred că gata, triceps-o dead. Deci oamenii ăștia sunt prea puteriști. Bun de tot. Tank. Tot pentru triceps un exercițiu, să vedem cum îl facem. Că nu sunt obișnuit absolut deloc cu genul ăsta de exerciții. Asta nu te doare la fel de mult? Asta e, da. Ah, ok, deci e mai bine să sta. Am înțeles. Chiar tare. Ușor, bun, controlat. Deci detaliile astea de pe brațe sunt foarte, foarte, foarte tare. Primergătoare, două de lucru. Eu încerc, pana, că pot să pierd. În viață încerci, nu? Hai, las-o la mine. Nu.
Cred că te-ai pus cu fundul prea jos. Da, hai, lasă. Să mă mai ridic? Acolo, aia, așa? Ai dat ce faci. Așa, frate. Mamă, îmi bubuie tricepsul, wow. Așa, da. Așa, da, așa, așa. De ce ai prea, știi? Mă ajut că sunt un pic obosit aici. M-a obosit Tony foarte tare și muscular. Și dăm seria grea acum. Să vedem. Nu știu mie, da? Să... Două. Trei. Bine. Hai. Bomba. Bomba. Hai. Bine, rău. Hai. Hai. Încă una. Hai. Sus, 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 sus. Hai, 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 hai. Sus. Hai. Hai, din triceps, din triceps, din triceps un pic. Din triceps, sus! Sus, 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 mama, mami. De contra. Hai. Hai, hai, hai. Da și da? Două, trei. Hai! Eu de aici nu-l ajut, tu știi. Ia ajută-l tu. Hai! Mergi, frate, că are pot. Hai! Hai! Bravo! Bam! Așa? Mai sus? Mai spate, potul. Așa? Sau așa? Mai mai spate. Așa? Deci punctul mai în spate, pentru că publicul e jos. Deci publicul... Da, ok, corect. Ah, cărcel. Nu ți se pun cărcele? Mamă. Dorsalul. Ok. Băi, cam asta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să mergeți. V-a plăcut, n-are cum. V-a plăcut? Păi cu brațul ăsta, nu urma să ne placă. Nu uitați să mergeți pe pagina lui de Instagram, pe site-ul lui de haine, îl găsiți, cum se numește? glclothes.ro Calisthenics is power and gym is power. Da, power.